Își petrec timpul pe la porțile liceului, studiază tinerele pentru a le găsi pe cele care sunt mai ușor de păcălit. Intră în vorbă cu ele și le câștigă încrederea sub pretextul că sunt interesați de prietenia lor. Aceștia sunt cei pe care specialiștii structurilor de prevenire și combaterea traficului de persoane îi numesc loverboy. Sunt, de fapt, membrii unor rețele care recrutează tinere prin metoda cunoscută deja la nivel internațional, dar care ia amploare și la noi, denumită prin îndrăgostirea. Iubitul tău poate fi un traficant de persoane. Este un mesaj care poate părea dur, însă aceasta este realitatea pe care reprezentanții Agenției Naționale împotriva traficului de persoane încearcă să le explice tinerelor. Ele sunt cele mai vulnerabile fenomenului numit de specialiști loverboy. Agenția Națională împotriva traficului de persoane lansează această campanie de informare pentru ca adolescenții să fie avertizați asupra pericolelor ascunse în comunitate. Prin intermediul celor 15 centre regionale în instituțiile de învățământ din toată țara, în special în licee, vor fi prezentate diferite cazuri ale unor victime ale acestor loverboys. Totodată va rula și filmul Loverboy, regizat de Cătălin Mitulescu, care este inspirat din povești reale ale victimelor traficului de persoane. ANITP avertizează că fenomenul este unul la nivel național și internațional, existând din ce în ce mai multe astfel de cazuri. Tinerele trebuie să fie informate cu privire la tehnica prin îndrăgostire și să realizeze primejdiile unei relații cu un loverboy. Să conștientizeze pericolul traficului cu ființe umane. Și pe categorii de vârstă, insistăm în special în școli, unde se observă că majoritatea victimelor traficului de persoane sunt persoane tinere. Campania se desfășoară până pe 18 octombrie, când va fi sărbătorită Ziua Europeană de Luptă împotriva traficului de persoane.